Produsele alimentare cu un termen de valabilitate expirat pe jumătate nu vor putea fi introduse în Republica Moldova. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale. În cazul produselor care pot fi păstrate între 3 luni și un an și jumătate, interdicția de import se aplică la atingerea cotei de o treime din perioada de valabilitate. De asemenea, pentru stimularea exporturilor, Poliția de Frontieră și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor urmează să creeze coridoare verzi în vămi pentru produsele agricole perisabile, printre care legume și fructe. O altă dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale se referă la includerea copiilor refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul Republicii Moldova în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Cheltuielile suportate de instituțiile medicale vor fi acoperite de către UNICEF în baza acordului de parteneriat încheiat în acest scop cu Casa Națională de Asigurări Naționale.